O galerie în formă de zile mari, studentele s-au impus miercuri la sala sporturilor din Bacău după un meci în care nu au lipsit momentele palpitante. O astfel de situație s-a produs în primul set. Astfel, târgoviștencele au reușit să ajungă de la scorul de 21-13 pentru știința la distanța de un punct, 22-21. Punctele reușite de Cristina Cazacu și o greșeală care a trimis în aut mingea fostei jucătoare a științei Sobo au făcut ca tabela să înghețe la 25-22 în favoarea științei. Formația oaspete și-a luat revanșa în setul 2, 1-6, 16-11, 17-16 și în final 25-23 pentru CSM. Cel de-al treilea set a revenit gazdelor într-o manieră decisivă 25-16. Ultimul act al competiției a fost o cursă de urmărire între cele două combatante. După egalitate la 17, știința a ajuns la 21-19 dar formația din Târgoviște a punctat de trei ori la rând. Fetele de la știință au revenit însă în stil de mare campioană și au reușit să puncteze de trei ori la rând, impunându-se la 23. Antrenorul științei Florin Grapă crede că sportivele antrenate de el se pot impune în acest campionat cu multă voință și dacă nu se întâmplă vreun accident neprevăzut. Să Dumnezeu să fie sănătoase și să ne ajute Dumnezeu să putem merge în continuare la fel. În următoarea etapă, fetele de la Știința vor evolua în deplasare contra CSM București, echipă care a pierdut la ea și în fața penicilinei cu 3-0.